Turneul intitulat Euro Ice Hockey Challenge a fost câștigat, după cum era de așteptat, de selecționata Ucrainei. Formați la școala de hockey sovietică, Ria Benko și coechipierii săi au dovedit că sunt foarte buni patinatori și excelenți manevranți ai crosei. Ucraina a învins România A cu 5-0, România B cu 7-0 și Olanda cu 3-1. Pe locul 2 s-a clasat reprezentativa Orange, care a învins în meciul decisiv pentru medalia de argint reprezentativa A a României cu 2-1 după lovituri de penalitate. Prima reprezentativă tricoloră, condusă de suedezul Carl Lindqvist, și-a arătat limitele în partida cu Ucraina, dar s-a luptat de la egal la egal cu Olanda. Nordicul, aflat pe banca României, a văzut câțiva jucători interesanți și la echipa secundă pe care îi va convoca la prima reprezentativă. România mai are câțiva jucători de valoare care nu au participat la competiția găzduită de patinorul artificial, astfel că perspectivele nu trebuie să fie sumbre.